Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Mări, uite ce cum a spusă, trizeci și smoiace în asta, știi, ca să nu se usche. Ele nu ți-ai pusă toace, că dacă nu, se uscă. Și aici avem prospectul. Spune că se pune 1 până la 2 hârcii la familie. Și când e temperatura mai mare, 30 de asta, prăstă 30 de grade, vara nu e bună. Și atunci, na, îți mai scrie aici ce face timurul și asta, care pe noi acum nu ne mai interesat. Și câtă e hârtia de mare? Hârtia e de mare, mări, pe nu știu să spun, 10 cu 10 cm, poate să fie, după ochii mei de pictor. Uite, Mări, astăzi, în 3 martie, am întârziat cu tratamentul. Anul trecut l-am făcut niște zile mai înainte, numai am avut niște ploi și așa s-o cam reșit vremea, dar n-am aș vrut să le caut, ca să nu-mi rămână afară. Și așa astăzi e plus 12 și se face tratamentul de varoa. Și acum începem să lucrăm cu tratamente de astea pe bază de timol. Și primăvara trecută, și primăvara asta, și mai o primăvară în urmă, iar am început cu hârcii întâi. Hârciile astea impregnate cu acum nu știu, cu timol, cum l-o fi făcut în alcool sau în, nu știu, asta să vă spun, dragii mei stupari. Și fiindcă stupii acum în primăvară, eu le pun câte una. Și pe urmă, după niște zile, le pun mai o hârcie de așa. Iar de fapt să pun câte două, numai dacă stupii mai tari, numai primăvara nu sunt așa de tari și atunci să eu așa dau. Că știi de ce, Mări, am pus eu la stupii și ai tari. Am pus câte două și am văzut că numai una o rosă și una s-a uscat în ladă. Și atunci să nu se usche, că ea se uscă repede, Mări, în ladă, știi? De-aia fac, pun o țăram de lucru, numai asta îi. Și după ce gat cu așa, atunci am eu și scândurița cu timol și cu uleiul reper. Și asta e numai timol. Și acum eu nu le destup, dragii mei stupari, numai
le bag sub rama aici că au loc. Și ele acum veci mă s-apucă de rost. Uite, vezi, Marie, poți să vezi. Și așa se ghicește și gata. Ia că și viespile aici. Vezi mă așa de ca să învie și el. Măr, e așa de fain, miroasă timolul dundragu. Să îl... Uite, măr. Și acum el e să pun. Și de rupă-l. Bă, și ramele este la careva. Eu golit. Numai aia dacă îi... Săptămâna ce vine sau... Când găsesc o dă asta ca să iau la careva care e mâncat. Ia. Și asta e mâncat. Și uite ce fain să bagă sub. Ăsta l-am improvizat. Cred că și ăsta bașmării l-am arătat odată rândul trecut. Că știu că n-am mai avut să pun lezonii deasupra. Și atunci zic, haide. Mary Marin, cum am mai spus, și în filmele trecute, nu ține glumă cu varoa. Că varoa e tare, tare periculoasă. Și acum, dar dacă am și tratat-o în, când a fost puiet, cred că în primul ianuarie cu fum. Și am prins-o toată. Ca adică de ce mai pună acum? Din cauza că niciodată varoa nu poți 100% să o combați. Cu șegoge să dai. Și atunci e bun să se înceapă din primăvară cu tratamente de astea. Timoluri și dașcea, aciduri, care na, fac și ele treabă, numai nu știu cât de mult, dar când e tratamentul în luna august, care atunci trebuie să fie un tratament foarte, foarte serios. Numai și îi lucrând așa ia că de ani de zile și cu timoiul ăsta mări, eu am fost mulțumit. Și acum de ce nu mă bazez eu atâta de tare prărciile așa cu toate că ele se simt că suge. Tot. Nu știu eu cât e efectul de mare la așa, înțelegi? Și de-aia, pe lângă așa, o investiție un pic mai mare, asta e tare mică investiție, nu e așa mare la ele. Dau și cu dalelanci, cu timel, cu timol și uleiul retel. Și asta nu are niciun ulei. Și nu mi și eu sigur în el atâta de tare. Mări, nu mai pot să-l închid. Și îi baie, nu știu. La ăsta, mări, al slab, s-a dus sus. Acum nu știu, dar să mă uit. Mă cred că nu mă uit la mătchile alea și le-am pus. Duminica trecută le-am dat drum. Na, poate că
E aici e o ladă duplă, pe patru ieșe. Albina e tot sus. Ar fi trebuit mai strâns cuibul. Să nu pun două. Și nu cred că ajung la tot ce numai. Acum e musai să dăm la ăștia mai trițăși de hârcii. Ca să nu se usche, știi? Și atunci ne mai rămâne și mâine. Că veci măsorișit. Veci măsorișit. E, uite, mai bine, dacă poți aici, aia că... Să vezi. Uite. Aici pun deasupra, ca cum... Ca cum pun aia, lețițele alea. Listici? Da. Ale de lemn. Benzine, că nu mai vine în cap mai bine. Și... Ia. Și acum mai... Dacă avem bătărie, mergem noi la unul să văd unde ar fi primit matca. În loc să văd. E aici. Uite cum e. Și alea mai ușor le bagi așa. Când le bagi așa, e greu. Și acum slățile mai umflace. Mai greu să lupt la ele. Mări, uite, dacă mă întreb de ce, eu pun și primăvara și toamna mătchile cu cușcă. Unde, că și că primăvara tare ușor, mult mai ușor se primește matca ca în ca prăstan, ca în iunie, iulie sau asta. Dar că albina e toată, dar bătrână mării, să nu gingești că ea o primește ușor, înțelegi? Când e toată dar bătrână, înțelegi? Știi cum? Ăsta... I-a dat drumul, numai nu mă uit la matcă până rândul și vine. Sau până asta, că e prea repede și să nu fac, să se sperie. Și atunci să o omoră, să o scoat afară, mă înțelegi? Așa, nu mai am pus. Listiciu și gata. Ia că și așa mereuț mergem. La ăștia îmi place că mi-i sus și nu mă atacă. Și l-ai de jos. Pun mâine când e mai cald. Acum mării, cu toate că eu am cine să mă filmeze, mării stă departe și nici că-i pasă. Ea nu se vine prângă mine ca să vă arăt ce dă din mână. Asta nu-i baștie, știu eu, o iei hârtia și o pui deasupra. Să nu mă critici. Iacă, aha. Dar doar o fie vreunul bun. Însă acum ești aici și nu pot să iau asta. Nu să. E, uite ce mai e așa, că aici avea lumină. Vezi cum se pune și gata.
ușa ne apucăm mări și dărănit. Da. Să vedem, să mai fac o țărcă vreme, că anul trecut am început. În patru martie. Am început, până la urmă trebuie să întrerupem, că vine și frigoala tare. E, aici nu-i nimica, Mari. Aici nu-i nimica. Ia să vedem aici, așa. Mă stai să iau așa. Să-mi iau pustinii. E aici, la lumină scăzută, nu uite, schis. Așa. S-a mărit. Și cu asta, dragii mei, stupari, am făcut în 3 martie tratamentul cu timol. Acum se face mai departe. Bun. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!